Deschidem ședința de astăzi la care ați fost convocați prin dispoziția primarului municipiului Iași numărul 939 din 6-5-2011, completată prin dispoziția 953 din 11-5-2011. Ședința se desfășoară legal. În temeiul articolului 42 din Legea Administrației Publice Locale, vă supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 28 aprilie 2011. Domnule președinte, aveți cuvântul. Bună ziua, stimați colegi. Astăzi fiind vorba de o ședință ordinară, vom începe cu interpelări, dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt. Domnul Sorin Iacoban. Aș vrea să salut prezența în sală a unui grup de elevi de la 4 licee din Iași care participă la această ședință de Consiliu Local vis-a-vis de polemica celor doi colegi de-ai mei. Ei fac parte dintr-un proiect al EuroDEMOS, un proiect finanțat pe bani europeni, și anume Comunitatea are nevoie de tineri. Vreau să anunț pe această cale că începând cu 15 mai și terminând cu 21 mai, la Iași se desfășoară Săptămâna Europeană a Tineretului, o săptămână dedicată tinerilor care sunt conștienți și conștientizați despre buna implicare a lor în procesul decizional în domeniul administrației publice.